A început numărătoarea inversă, doar câteva zile ne mai desparte de mult așteptatul festival de teatru care vreme de 4 ani a adus la Megidia trupe consacrate. Nici anul acesta nu va fi o excepție, programul Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel fiind unul încărcat cu piese care se adresează atât copiilor cât și adulților. Cea de-a cincea ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel debutează vineri cu proiecția înregistrării piesei de teatru Hamlet. Apoi, trupa Tetis va urca pe scena Cercului Militar din Megidia pentru a încânta publicul cu o comedie satirică. Tot vineri de la ora 19, trupa Proactoria a Teatrului Popular din Mediaș va da viață personajelor din Certificatul de Constantin Venerus Popa, o piesă în regia Marinelei Barzam. Piesa este o caricatură a lumii medicale. Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel debutează cu ceva deosebit, cu o proiecție video a premierei Hamlet după William Shakespeare în interpretarea trupelor de teatru Tetis și Ușa ale Casei Municipale de Cultură Ioan Neroman și a Cercului Militar Megidia, urmate de comedia Care de Dame, după Gheorghe Brăiescu. Este o comedie spumoasă, o comedie care este o comedie satirică, este la adresa societății, care în permanență deformează realitatea. De fapt, partea comică este din situațiile care apar în piesa respectivă. Ambele piese, atât Hamlet cât și Care de Dame, sunt în regia Ion Crișu. Ele sunt, amândouă sunt în interpretarea trupelor de teatru Tetis și Ușa din Megidia. Urmează încă o comedie, este Seara Comediei, dar o comedie total diferită, Certificatul de Constantin Venerus Popa în interpretarea teatrului Proactoria din Mediaș. Este tot o comedie de situație în care intervin un șir întreg de probleme atunci când ai nevoie de un document, iar cel care solicită certificatul este purtat de la Ana la Caiafa peste tot pentru a obține toate aprobările. Cu această piesă se încheie ziua de vineri, 23 septembrie. A doua zi de festival începe cu o piesă de teatru dedicată atât celor mici cât și adulților. Pe scenă vor urca actorii teatrului Traian Grozăvescu din Lugoș, care vor pune în scenă spectacolul de teatru Pinocchio de Carlo Clodi din regia Mariei Voroca. Începând cu ora 17:30, megidienii sunt invitați să vadă comedia Tango Monsieur de Aldo Castro, în regia lui Denisa Babei și interpretarea trupei de teatru Dan Alexandrescu a Cercului Militar Roman. Începe la ora 11 cu celebra poveste a lui Pinocchio de Carlo Collodi în interpretarea teatrului Traian Grozăvescu din Lugoj. Este o poveste fabuloasă pe care o cunosc majoritatea copiilor, adulților, majoritatea oamenilor, aventurile unei păpuși care trebuie să treacă prin multe, multe întâmplări pentru a înțelege viața și pentru a deveni un copil în adevăratul înțeles al cuvântului și un copil viu. La ora 16:30 urmează o comedie, o comedie numită Tango Monsieur. Este o comedie, este o comedie de situație în care un bărbat convoacă la casa sa 4 femei și este pus într-o încurcătură teribilă, dar vom vedea la fața locului ce se întâmplă și cum se descurcă situația până în final. O altă piesă de teatru ce se va juca pe scena Cercului Militar din Megidia sâmbătă este Audiția, scrisă în anul 1998 în urma unei experiențe reale, care și-a lăsat amprenta în cariera autorului Alexander Galin. Cea de-a doua zi a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel se încheie într-o notă interactivă, care va implica și publicul în jocul actorilor. Audiția este tot
este o dramă amestecată cu momente de comedie în care domină în unele momente grotesc, în altele tragicul. Este o, în orice caz este o poveste fascinantă, pentru că ce chiar titlul spune, audiția, într-o audiție atunci când ești audiat, fie pentru o faptă, fie pentru a te angaja, fie pentru a face un alt lucru, emoțiile sunt maxime. În cursul zilei de azi noapte este în interpretarea trupei Redut din Brașov. Aici este amestecată, este o tragicomedie. Este analizată la modul profund situația omului în lumea contemporană. Este o piesă frumoasă, o piesă plină de învățăminte. Timp de 3 zile, megidienii sunt invitați să pătrundă în minunata lumea teatrului și să se lase cuprinși de magia pe care oferă fiecare piesă în parte. Pe scena Cercului Militar, iubitorii de artă teatrală vor putea vedea piesele de teatru Românie, Dragă, Elveția mea și Cerere în căsătorie. De asemenea, megidienii îl pot întâlni pe îndrăgitul actor Ioan Ghiuri Pascu în cadrul ultimei piese din festival numită 4x4 personaje, începând cu ora 19.